frumos, care sunt ofertele cu care sunteți prezent la târg, la acest târg? Deci, practic, ne-am stabilit, noi ne aflăm, ANL-ul se află într-o plină campanie de promovare a locuințelor construite pentru tinerii până în 35 de ani, care la acest moment stau în chirie. Avem un număr de 31.000 de unități locative pe întreg teritoriul României, din care 11.000 în acest moment pot fi achiziționate de către tinerii chiriași. După cum bine știți, în luna octombrie, Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a promovat un set de măsuri legislative care să încurajeze tinerii până în 35 de ani să-și achiziționeze o locuință prin ANL. Este vorba mai concret despre faptul că s-a alocat un plafon de garanții prin programul Prima Casă, special doar pentru ANL, pentru locuințele ANL, de 497 de milioane și s-a stabilit un preț printr-un ordin al viceprim-ministrului de 326 de euro metru pătrat, ordin care este valabil până la 31 iulie 2014. Prima impactul acestei măsuri, care așa cum am spus, a fost încă din octombrie, au crescut vânzările către tinerii chiriași cu 52,8% puncte procentuale. În acest moment ne aflăm și, așa cum v-am spus, și într-o campanie door-to-door, în sensul că reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe se deplasează locuințele în care locuiesc chiriașii ANL și informează cu toate facilitățile pe care Guvernul României le-a pregătit pentru tineri, astfel încât din chiriași să devină proprietar. De menționat că faptul că toate sumele pe care le vom obține în urma vânzării de locuințe vor fi folosite doar pentru construcția de noi locuințe. Deci e practic o dublă măsură, odată ajutăm tinerul să devină proprietar și le dăm șansa altor tineri până în 35 de ani să devină chiriași. Din câte știu eu, aveți și un proiect prin care vreți să construiți case pentru romi care nu au... Pentru prima dată venituri. Guvernul României... Alte proiecte asemănătoare? Cel mai mare program, v-am spus mai devreme, este programul Construcția de locuințe pentru tineri. Al doilea program este construcția de locuințe prin credit ipotecar. Acesta se adresează persoanelor care vor să-și construiască o locuință prin ANL, deci orice persoană, nu avem criterii de eligibilitate aici. Finanțarea este asigurată de către o bancă parteneră care acordă creditul beneficiarului respectiv. Până în acest moment s-au construit prin acest program un număr de 3200 unități locative și anul acesta vom demara alte noi 9 proiecte după o perioadă foarte lungă de timp. Din anul 2008 n-a mai fost demarat astfel de proiecte. Iar așa cum am spus și dumneavoastră, tot în 2014, Guvernul României a alocat o sumă de 10 milioane pentru construcția de locuințe pentru romi.